Suntem din nou la emisiunea Sănătatea de la Z. Invitatele mele speciale din această seară sunt doamna Nicoleta Coșarcă, manager general al Spitalului de Urgență Alba Iulia, și doamna Indreica, care este președinta Colegiului Asistenților Medicali. Discutam despre acel telefon și discutam despre comunicare. Deci, sigur că fiecare dintre asistenți au o pregătire profesională, au un gen de comunicare cu pacientul și cu asta, deci nu toată lumea e la fel. Apropo de comunicare, ne lipsește câteodată comunicarea, într-adevăr. Cum crezi că privești cazul în acest caz? Adică ce la asistentele de la psihiatrie sau ce am putea face în sensul ăsta? Acum știți ce se întâmplă? Asta povesteam în pauză. Da. Acolo a fost, de exemplu, un caz deosebit uman. O colegă care are un picior amputat, o urgență medicală. Colegii au sărit în ajutor, au făcut rost de sume extrem de consistente, este o mamă singură, deci s-au mișcat exemplar. Acum, la fiecare loc de muncă, în fiecare organizație veți întâlni oameni foarte bine pregătiți, o pătură medie și oameni mai slab pregătiți. Nu e o realitate. Pregătiți, poate că sunt bine pregătiți, dar nu comunică ca lumea. Sau nu comunică foarte bine. Dar vedeți, ceea ce a spus doamna este foarte interesant, că nouă ne este foarte greu să acceptăm încă mental că valoarea unei organizații stă în veriga cea mai slabă. Așa că acolo de multe ori ești apreciat. Da. Și o problemă acolo. Ne-au tot venit semnale pe zona asta de comunicare și e adevărat că resursele umane sunt foarte parcimonioase la ora actuală în sistem. Ori, pentru ca să remediezi așa ceva, eu nu fac iluzii că vom reuși să facem, de exemplu, ne puneam ideea să facem un singur curs de comunicare. Ce vom face că nu vom rezolva nimic? Ca atare, toți lectorii Ordinului Asistenților Medicali din Alba am făcut un curs de comunicare undeva în primăvară, deci toți suntem cursați pe comunicare în limba oficială. Și începând din septembrie, toate cursurile pe care le vom ține vor avea un modul de comunicare, pe strategii de comunicare, pe comunicarea în situații de criză, pentru că sunt lucruri care trebuie să le înveți. E o realitate. Eu m-aș bucura să ajungem și la cursuri la care să știi să nu ajungi la burnout, să știi să-ți controlezi stresul, să știi... Nu s-a pus problema până acum, că din păcate avem de remediat parte profesională, dar încetul cu încetul trebuie să modelăm și ca și relaționare a asistentului cu pacientul. Aici nu s-a investit și dumneavoastră știți foarte bine, programa nu-ți menține așa ceva în atenție. Din păcate nu, da. Este sociologie medicală, e adevărat, dar gândiți-vă, primele studii de sociologie medicală sunt de la 1920 ceva. Conflictul între partea medicală și pacient este vechi de aproape 100 de ani. Așa este. Deci trebuie aduse la prezent și exact, la viitor. Și atunci trebuie să ne folosim de anumite mijloace care există, mai ales educative, ca să ne pregătim colegii. Acolo este o zonă de vulnerabilitate, e clar. Și oamenii o simt. Pacienții o simt, din păcate. Am înțeles. Și mai ales o simt prin comparație. Da. Dacă unii dintre ei... Fac comparație, da. Iată că scuzați-mă, avem un telefon și discutăm de comparație. Avem un telefon în direct, da? Alo? Da, vă ascult, sunteți în direct. Bună seara, domnul doctor. Bună seara. Să trăiți. Să trăiți. Din păcate, aș dori să-mi păstrez anonimatul. Da, nu e nicio problemă. Ca să fiu foarte scurt, am înțeles că subiectul este discriminarea. Da. Totuși, eu aș vrea... În sănătate, nu despre discriminarea în general. Întrebarea mea. Da. Dar vreau să fiu foarte scurt. Aveți invitați acolo pe doamna director a Spitalului Județean Alba Iulia, dacă n-am înțeles greșit. Da, exact. Și pe doamna manager. Da. Vreau să întreb. Persoanele cu dizabilitate gravă, deci persoanele încadrate într-un grad grav de handicap, au un tratament special în secția de urgență? Deci persoanele cu un handicap grav, aia înseamnă motor, fizic, psihic sau motor? Și psihic. Și psihic, deci gradezate. Da. Deci dacă au, să zic așa, prioritate, dacă aduc o adeverință sau chestia asta la urgență față de alții? Fiindcă, în mod normal, există pacientul cu dizabilități din asta care sunt. Pacientul cu dizabilități grave, da. În mod normal, este prioritar în urgență. În condiții... Da, spuneți. Vreau să văd de ce îmi puneți întrebarea. Vreau să vă spun ceva. Ați avut un incident? La secția de urgență, sau mai bine spus, secția de unitatea de primire urgență a Spitalului Județean Alba, ajung duse de SMUD sau de ambulanță persoane cu dizabilitate gravă, atât motorie cât și psihică, așteaptă 6 ore și peste 6 ore, nu le întreabă nimeni nimic. Sunt persoane care au un asistent personal, persoane care au un aparținător, pe cineva din familie cu ele, sau persoane care sunt singure și n-au pe nimeni. Stau acolo și nu le întreabă nimeni nimic. Rugămintea mea este să-mi spuneți concret despre ce sau să rămâneți eventual să dați concret colegilor din... Să-mi spuneți exact despre ce caz e vorba și să-mi spuneți în ce dată s-a întâmplat treaba asta, pentru că trebuie să verific. Eu nu cred că este o stare generală asta ce nu descrieți dumneavoastră. Nu vreau să vă supăr, doamna director. Nu, nu mă supărați. Din potrivă, eu vreau să verific dacă ceea ce îmi spuneți este a fost o întâmplare, erau colegii foarte ocupați sau este o stare de fapt pe care chiar trebuie să o verific. Și dacă îmi dați informații suplimentare, eu o să verific. O informație directă. Dacă în cadrul unei săptămâni de 7 zile mergeți în fiecare zi, este imposibil ca în una din cele 7 zile să nu găsiți un caz asemănător cu ceea ce v-am relatat. Bine, timpul de așteptare în urgență poate să difere în funcție de gradul urgenței. Da, nu putem discuta în modul general. De-aia vă rog să-mi dați un exemplu concret ca să pot să verific. Nu dau lucruri chiar atât de concrete. Sunt persoanele care sunt operate pe corp deschis și au o evidență specială. Da, sunt persoane cu handicap. Da. Deci ele trebuie să intre cu predilecție. Trebuie să fie anunțată urgența. Deci eu sper că salvarea sau când veniți... Deci comunicarea în urgență trebuie să fie anunțată. Dom'le, eu sunt operat pe inimă. Așa, îl vede operat, e vizibilă operația. Și îl lasă acolo 5, 6, 7, 8 ore. Îl lasă acolo, nu stă de vorbă nimeni cu el. Și astea sunt lucruri pe care, cu scuzele de rigoare, mi-e greu să cred că cineva din spitalul ăla nu le cunoaște. Nu trebuie, în primul rând, nu trebuie să vă cere scuze. Acum, într-adevăr, sunt și lucruri bune și lucruri rele. Toți ne dorim ca cele bune să se mulțească, să rămână, iar cele rele să dispară, să se spele. Sigur că. Dar lucrurile astea sunt clare. Deci, încă o dată, vă rog, în primul rând că nu trebuie să vă cere scuze. Puteți să-mi lăsați un caz concret pe care eu să-l verific și să ne reauzim zilele astea. Vine și motivația. Dacă pacienților nu le-ar fi frică de faptul că ei, fiind oameni bolnavi și vor ajunge din nou la cele persoane, la medicii, doctorii care îi vor trata, v-ar spune mai multe. Și cred că ați primit 10 și sute de telefoane în această emisiune care dă dovadă de transparență. Dar oamenii sunt reținuți, la fel cum sunt și eu, oarecum reținut în momentul de față. Eu îl cunosc pe domnul doctor, am mai vorbit. Nu trebuie să fiți reținuți, fiindcă de asta am și făcut această emisiune, ca să dăm lucrurile pe față. Dacă tot vorbim în dos, nu este bine. Deci, clar. Doamna doctor, dumneavoastră aveți dreptate. Da, am înțeles. Doamna doctor, doamna director avea dreptate când v-a spus. Spuneți-mi ceva concret. Dar, din păcate, motivația pentru care nici eu personal nu fac acest lucru este frica care există în toți pacienții. Sincer, să fiu chiar și mine. Am înțeles, am înțeles. Vă respectăm frica, nu e nicio problemă. Și ne bucurăm că a spus. O să verificăm, doamna directoare o să verifice și o să fie în regulă. Vă mulțumim că ați dat telefonul ăsta și că ați avut curajul, că totuși, ca să dai un telefon în direct, ați avut un curaj. Și vă mulțumim pentru curaj. Emisiunea este făcută ca să spunem lucrurile pe față și să vedem ce putem face ca să îndreptăm aceste lucruri, așa cum a spus dumneavoastră, să mulțim lucrurile bune și cele rele să dispară. O emisiune plăcută în continuare. Mulțumim, mulțumim. Multă sănătate la toată lumea. Da. Sănătate și dumneavoastră. Iată că avem, zic, sigur, avem și, deci, nu se poate într-o emisiune să nu fie numai lucruri bune, sunt și lucruri bune, este clar. Diseminarea față de pacientul cu handicap, acum depinde ce handicap și el trebuie să vină acolo. Dacă nu are un picior, dacă nu are ambele picioare, dacă este pe, să zic, pe rotile, cu nu știu ce, deci dacă e operat pe inimă, sigur că o să aibă Dar asta trebuie să comunice. Dacă lumea trebuie să știe, fiindcă dacă sunt acolo 200 de oameni care așteaptă, Dumnezeu le tragă și 2-3 asistente. Asta am vrut să vă spun și de asta aș fi fost mulțumită dacă domnul mi-ar fi dat un caz concret. Da. Mi-ar fi dat un exemplu concret în așa fel încât să verificăm că nu-i bine să formulăm generalități. Nu-i bine să tragem concluzii, da, în urgența și așteaptă 6 ore. Probabil că e așa, sigur, dar pacientul ăla a fost adus cu ambulanța, ambulanța a comunicat recepției starea pacientului, eventuala stare a lui de persoană cu dizabilități. Deci de asta aș fi vrut să știu concret. Da. Îmi pare foarte rău că n-am reușit să obțin de la domnul. Așa cum a spus, sigur că da. O să merg și să verific, da. Să vedem, este, nu este, sigur. Oricum este foarte mult, 200, deci este peste așteptări, 200 de consultații pe zi. E foarte mult, deci este clar că vrei, nu vrei, faci o oarecare discriminare, vrei, nu vrei. Haideți să discutăm puțin de discriminarea față, că mai avem puțin timp, avem încă un telefon, asta că avem telefoane, ne bucurăm. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Domnul doctor, da. Aș vrea să văd imaginea către doamna directoare, dacă nu se supără partea tehnică. Da, deci să vedeți pe doamna directoare. Da, mulțumesc. Doamna directoare, cred că mă știți, sunt specialist în electronică, robotică și aparatură de ATI. În fiecare zi sunt în spital. Două lucruri vă spun. Băiatul ce vă vorbit înainte lucră la Delea Cristescu, este de etnie robă. Nu este adevărat ce-o spus. Pentru că în fiecare zi într-un spital este un sistem de supraveghere care este se află jos la urgențe. Și nu cred că am văzut persoane să nu fie luate. Dacă este o urgență, am văzut că sunt și niște coduri de culori acolo, pe roșu, pe cutare, pe cutare, se ia imediat în față, chiar în fiecare zi într-un spitalul ăsta. Deci băiatul ce v-a spus, dacă trebuia să vă confirme, să vă dea un caz, ceea ce nu e adevărat. Da, asta am insistat și eu, să mi se spună concret despre ce caz este vorba, ca să putem verifica. Un lucru să fie clar, eu nu contest. Rugămintea mea este următoarea. Eu acum nu mi-e rușine să spun și mă știți foarte bine cine sunt. Am reparat foarte multă aparatură pe ATI, de la injectomate, monitoare, tot când a fost pe orele jos. Nu cred că presecana îi iei ca să-mi pună mie interdicție pe secția de ATI. Pentru simplu fapt că eu mă duc la doctorița Soica și fac numai cumpărăturile. Pentru simplu fapt, pentru că doctorița Soica, la ora 2 dimineața, i s-a luat oxigenul de la gât. Mecanicul din spitalul respectiv nu au nici scule cu cine să vină. O trebuie să fug, să aduc furtune și una și alta la doctorița Soica. Nu cred că am rugămintea dumneavoastră să nu mi se mai pună mie interdicția pe ATI, pentru că la doamna doar îi fac cumpărăturile. Pentru simplu fapt, pentru că domnul doctor m-a ajutat. Și nu lucru pentru bani, treaba asta. Degeaba zâmbiți, că zâmbetul dumneavoastră e cam frumos. Dar nu-i bine ce face. Doar cumpărăturile fac. Rugămintea mea asta este la doamna Presecan, pentru că am ajutat-o foarte mult pe secția de orele. Știu cum ce există într-un aparat din ăla, știu cum arată un injectomat, știu cum arată un senzor de saturație, pentru că au fost desfăcute bucăți de mine și le-a reparat cele vechi. Nu vorbesc de aparatura nouă pe care, slavă Domnului, să-i dea Dumnezeu sănătate la domnul Dumitel, pentru că a renovat toată secția și arată o secție ca în Occident. Și asistentele de acolo, să știți că lucră foarte, foarte frumos. Îmi plac foarte mult cum lucrează. Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru intervenție. Vă mulțumim. Dar rugămintea mea este să vorbiți cu doamna Presecan, să încearcă să nu mai pui interdicție, pentru că n-am mai vrut să o ajut. Eu nu mai pot, pentru că spitalul ar trebui să angajeze un specialist cu adevărat, nu ce are angajat acolo. Deci eu chiar sunt specialist și nu trebuie să spun numele, că mi-l știe mult. Acum am făcut 4 facultăți, a 5-a facultate este în inginerie electronică și telecomunicații la 1 decembrie. Aș vrea să ajut spitalul, dar pe viitor, doar cu acte acum, de data asta. Și ce spune băiatul pentru secția, pentru urgențe, să știți că băiatul ăla o să vorbește cam prostii și în plus. Pentru că pe secția zilnic trec prin secția zilnic. Și vedeți ce se întâmplă acolo. Și n-am văzut pacient să stea 6-7 ore acolo. Deci nu există așa ceva. Pentru că sunt camere de supraveghere, cineva ar trebui să se uite pe imagini și să vadă ce ar trebui băiatul ăla să fie ulat un pic. Acum obligația noastră este să ascultăm pe toată lumea și să verificăm dacă cele spuse sunt în regulă, sunt adevărate, și dacă e așa să vedem ce putem face ca oamenii să nu mai aștepte. În orice instituție, ca și într-o pădure, există și uscăciuni. Dar spitalul a luat un drum foarte bun. Foarte bun. Încet început renovările în spital, încet se schimbă și, într-adevăr, sunt și asistente probabil angajate pe soție, pe fată, tată, mamă și alea, dar cu timpul vor dispărea. Cu timpul că nu poți dintr-o dată să schimbi, că nu a făcut nici Dumnezeu lumea într-o zi. Exact, exact. Toate trebuie luate treptat. Asta am intrat în direct pentru că am văzut că și pe băiatul ăla, vă repet, lucrează la Delea Cristescu asistent social. Nu e asistent social, că e pe proiect din ăsta pe romi. Și să-i fie rușine. Să-i fie foarte rușine. N-ai rost să intrăm în polemică. O să ascultăm și pe unul și pe altul, o să verificăm și o să fie în regulă. Mulțumesc că ne-ați dat telefonul. Lăsați-mă să vă mai spun. Da. Alo. Da, vă ascult. Într-adevăr, probleme sunt cu romii în secția de urgență pentru că ei sunt învățați. Și lumea trebuie să înțeleagă că integrarea lor în societate este foarte grea, nu grea, foarte grea. Ei sunt învățați să dea cu pumnul, să fie prioritar, chiar dacă are o zgârietură pe deget și nu știu ce. Acum nu poți să le iei pe ăla cu degetul care are o zgârietură pe deget, să lași pe ăla care cu capul spart și să meargă înainte. Sigur, și ar trebui să ai de că nu le-a nici reu, nu le-a nimeni, ar trebui să fiți pusă cazul. Vă mulțumim, din păcate timpul nostru este limitat, că mai avem câteva minute. Un singur lucru v-am spus la doamna directoare. Vă rog să-i spuneți la doamna Presecan să nu mai pune interziție, că eu n-am reținut. Am reținut și o să discutăm cu doamna Presecan. Pentru că 15 ani nu e o zi să stai pe patul, e foarte greu pentru femeia. Și eu am încercat să-i fac o viață cât mai ușor ajutând-o. Să-i cumpăr alimente, să mă duc, să-i duc una și alta. Ați făcut foarte bine, ați făcut foarte bine. Vă mulțumim, vă mulțumim. Femeia mi-a intrat la suflet. Da, mulțumim, vă mulțumim, vă mulțumim. Ați făcut un fapt extraordinar. Dacă am deranjat pe cineva sau... Nu, n-ați deranjat pe nimeni, dar din păcate mai avem câteva cuvinte să termine emisiunea. Spitalul nu știu de când vânța directoare, nu știu când vânța directoare, dar spitalul să știți că e pus un drum foarte bun. Sigur, îmi place foarte mult. Vă mulțumim, vă mulțumim. Mulțumim frumos. Și lucrurile și asistenții cum au alt comportament, numai comportamentul dinainte. Mulțumim, mulțumim de apreciere. Iată, avem, din păcate avem puțin timp, vreau să discutăm puțin de pacientul neasigurat, și el este discriminat, el săracul nu este nici șomer, nu este nici fără cu ajutor, nu este cu nimic. Deci ăsta vine la spital, sigur că îi dăm ceea ce trebuie de urgență, dar este puțin neasigurat. Ce părere aveți despre sacul ăsta social? Este destul de mare la nivelul spitalului? Este, dar pacientul neasigurat are drepturi. Are dreptul de a fi tratat în situații de urgență după trecerea din perioada de urgență în perioada de recuperare. Atunci, din păcate, cheltuielile trebuie suportate cumva, nefiind asigurat. Tot de noi. Îmi spuneți că pacientul neasigurat... Pacientul ăsta e statutul lor. Da. Acum, este discriminat din fond. Dar unde sunt drepturile omului? Domnul doctor, nu mă băgați în asta. Nu vă bag în chestia asta. Pentru că la fel de discriminat se poate simți și pacientul asigurat, care plătește atât de mulți bani la sistemul de sănătate. Sigur că da, acum am discutat de chestia. Raportat la pacientul neasigurat care vine și are aceleași drepturi pe zilele de urgență ca pacientul asigurat. Deci hai să zicem că este pe undeva... Mie mi se pare că este echitabil și statul român din punctul ăsta de vedere se respectă Constituția. Toată lumea are dreptul la îngrijiri medicale. Am înțeles. Mai avem puțin timp să discutăm puțin și de discriminarea cadrelor medicale de către pacient, fiindcă există și chestia asta și aici trebuie să ne spui. Aici Grațiela ne spune. Agresiuni, bătăi, vorbe urâte, scuipături pe față, înjurături. Ce părere ai de chestia asta? Fenomenul există. Dar știți, noi lucrăm într-un sector unde furnizăm practic servicii medicale. Suntem furnizori de servicii medicale. Noi nu putem să ne ridicăm împotriva celor cărora le furnizăm. Că această calitate umană a lor este slabă. Sunt foarte multe lucruri pe care spitalul oricum deja le-a făcut, în sensul de a proteja personalul, de a putea să reacționezi eficient în astfel de situații, dar nu ești complet protejat. Și să știți că am colegi care de multe ori, apropo de UPU, sunt atât de expuși în zona respectivă, practic nu știi cine ți intră în sala de așteptare. Și nu știi cum se poate decompensa. Acum am mai pus un pic la punct cu sisteme de supraveghere. Totul este din aproape în aproape. Nu poți să remediezi o grămadă de lucruri dintr-o dată. Dar, din păcate, știți, apropo de cum am început cu educație, eu m-aș bucura să putem face educație și la nivelul pacientului. Oamenii sunt atât de departe de modul în care trebuie să aprecieze intrarea într-o instituție sanitară unde totuși s-au făcut eforturi consistente. Că ziceți că au modul acesta de a se adresa personal este cumplit. Și noi încercăm să trecem peste, că asta este, te gândești, este modificat de boală, are anumite tare sociale, are anumite tare de educație. Treci peste ele și le depășești, că nu ai ce să faci. Dar, pe de altă parte, să știți că sunt oameni care, de exemplu, distrug bunuri materiale în spital. Și atunci este mult mai dificil pentru că... mult mai grav. Da. Și mult mai grav, pentru că este foarte grav. Astea sunt curente, lucrurile astea. Deci astea sunt lucruri, astea sunt lucruri și, din păcate, societatea trebuie să se obișnuiască cu ideea că trebuie să dea o posibilitate de a aduna cazuistica asta și de a le oferi o șansă. Din păcate, ceea ce se întâmplă la ora actuală, ceea ce ziceți dumneavoastră de discriminare, foarte multe forme de discriminare din sistemul sanitar apar datorită faptului că societatea nu se ocupă de ele. Și atunci ele ajung în sistem și cineva trebuie să le rezolve. Da. E spital, rezolvați-l. Dar noi nu avem pârghii. Noi nu avem pârghii, nu avem legislație pe foarte multe zone. Deci care sunt concluziile la ora actuală? Că trebuie să terminăm. Există discriminare în sistemul de sănătate. Și care sunt concluziile acestei emisiuni? Am înțeles că toată lumea recunoaște că există, nu? Bineînțeles că există, de toate felurile. Lipsa legislației este una dintre ele. Lipsa resurselor financiare, care este clar, tot cu personal așa. Lipsa persoanelor calificate, mai avem nevoie, dar nu putem. 7 la 1, nu știu, rămâne în picioare sau nu, să sperăm că 1 la 1. Fără finanțare. Da, fără finanțare. Este destul de mult stres la locul de muncă, fiindcă ești ca un slav al sistemului, lucrezi pentru 2-3 persoane. Lipsa timpului. Ați văzut că sunt multe hârțăgării, multe de astea de completat care îți ia timpul ca niciodată. Deci birocrația este cruntă. Este cruntă, da? Administrativă. 50% din timpul pe care l-ai putea petrece cu pacientul. Asta este, deci furtul timpului este cel mai important. Și bine că spuneți acest lucru, să știe lumea. Deci, domnule, trebuie făcut ceva cu chestia asta. Da, noi încercăm să facem acum, dacă reușim să facem sistemul ăsta informatic pe care am câștigat un proiect european și din noiembrie îl implementăm, mai scutim o parte din timpul și al medicului și al asistentului, dar iarăși cu eforturi foarte mari, va fi un pas foarte greu în care va trebui să mobilizăm tot personalul. Dacă vom depăși etapa asta, vom mai recupera ceva din timp în favoarea pacientului. În favoarea pacientului, da. Stimați telespectatori, timpul este knockout, suntem la sfârșit. A fost o emisiune tare interesantă. Eu le mulțumesc celor două doamne extraordinare pentru această emisiune extraordinară. Și s-a văzut că a avut și ecouri la public și este important să avem ecouri la public. Este și emisiune de educație sanitară, să știți, deci îmi fac și treaba de educație sanitară, care trebuie să fiecare medic și-o facă la locul de muncă, peste tot. Și bineînțeles că o să vă mai invit la multe alte emisiuni. Mă bucur că ați venit și vă mulțumesc tare mult. Și noi vă mulțumim. Acum, ce să mai spun la sfârșitul emisiunii, aș vrea să vă spun că, din păcate, peste tot în lume se pierde respectul față de viață, ideea de milă față de aproapele tău aproape că dispare, durerea altuia nu mai atinge deloc sufletul. Noi medicii, noi ce lucrăm cu omul bolnav, alatele albe, asistentul medical, trebuie să rămânem întotdeauna mai întâi oameni, oameni care să înțeleagă sufletul altor oameni, suferințele, necazurile și bucuriile lor. O să vedeți că să nu treceți niciodată indiferenți pe lângă suferință, voi cei mulți, să nu treceți indiferenți pe lângă sărăcie, să nu treceți indiferenți pe lângă mizerie, există prea multă durere în lume, de aceea aș vrea, stimați telespectatori, să fiți mai buni unii cu alții, să vă iubiți mai mult. Dacă nu vă puteți iubi, cel puțin să vă respectați și să faceți o faptă bună pentru omul de lângă dumneavoastră. Bună seara și vă spun o noapte bună. Eu, doctor Mircea Frențiu, sunt alături de dumneavoastră și chiar îmi pasă de sănătatea dumneavoastră în fiecare zi, în fiecare clipă. La revedere, pe săptămâna viitoare!